Anul școlar va începe în Mehedinți pentru miile de copii de la grădiniță și pentru elevii de la clasele primare, fără tradiționalele porții formate din corn și lapte. În ultimii ani, Consiliul Județean a fost cel care s-a ocupat de achiziția cornurilor și laptelui în școli pentru elevi. Anul acesta, instituția s-a mișcat mai greu în sensul că ofertele pentru licitație sunt așteptate să fie depuse până pe 8 octombrie 2013. Anunțul referitor la demararea procedurii de licitație a fost postat pe internet în 23 august, cu întârziere față de alte județe ale țării. În Galați, spre exemplu, licitația a fost demarată din aprilie. Instituția responsabilă este Consiliul Județean, numai că reprezentanții acestui organism păstrează tăcerea. Ori nu sunt de găsit, ori evită întrebările reporterilor. M-ar interesa care este motivul pentru care s-a întârziat cu demararea procedurii de licitație pentru corn și lapte, pentru că s-a depus hârtiile... Conform anunțului postat online, se vor oferta produse de panificație și produse lactate în cadrul programului Lapte și Corn pentru un număr de 4.704.116 porții, calculate la un preț maximal de 0,9435 de lei fără TVA pe zi, pe elev, pe pachet. Durata contractului de achiziție este de 10 luni de la data atribuirii lui. Licitația este deschisă, iar cel care va câștiga trebuie să ofere prețul cel mai mic. Având în vedere că termenul limită pentru depunerea ofertelor este 8 octombrie, copiii vor primi laptele și cornul cel mai devreme în luna noiembrie.